Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție Scenă Deschisă. Sunt Teodora Tompea și mă bucur să fiu gazda dumneavoastră astăzi. Vă întreb direct, câți dintre voi ați văzut seria Spymaster, inspirat din momente și fapte reale, un serial la apogeul războiului rece cu personajul central care a fost mâna dreaptă a dictatorului Nicolae Ceaușescu și cel mai apropiat sfătuitor al acestuia. O producție în care mare parte dintre actori sunt români, iar unul dintre ei este invitatul meu astăzi. Vă dezvălui imediat despre cine este vorba, însă nu doar despre această serie vom vorbi acum, ci și despre Big Brother. Da, ați auzit bine și invitata mea este cea pe care o vedeți chiar acum, Andreea Vasile, actor. Andreea, bine te-am găsit, mulțumim tare mult pentru prezența la Scenă Deschisă. Mulțumesc și eu pentru invitație, sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici și de-abia aștept să vorbim. Și uite, pentru că spuneam pentru cei care ne urmăresc, sunt absolut convinsă că te-au văzut în cea mai recentă producție, nu? În care tu ai jucat, Spymaster. Da. O producție foarte interesantă pentru români și nu doar pentru români, pentru tot ce a însemnat războiul rece. Tu având un rol care îți mărturisesc că mi-a plăcut foarte mult, dar m-a și intrigat în egală măsură. Cum a fost pentru tine să joci în această serie? Pentru mine, realmente, și nu zic doar așa să sune frumos, dar realmente a fost o experiență foarte bună și o șansă de a lucra cu niște oameni pe care îi admiram, pentru că e un serial cu actori români foarte buni, cu oameni care au o disciplină, o rigoare a muncii de la care înveți foarte tare. Cred că meseria noastră e un meșteșug care se învață constant și să poți să zici că ai expertiză într-un domeniu, ai nevoie de timp și ai nevoie de tipul ăsta de experiențe. Am filmat integral la Budapesta, au fost doar 2 săptămâni de filmat în România. Și da, a fost un personaj pentru care m-am bucurat foarte tare, pentru că era prima dată când mi se dădea șansa să fac asta. Și cred tu că fiind soția celui pe care îl descriam eu, sfătuitorul lui Nicolae Ceaușescu. Exact, lui Victor Godanu, care era jucat de actorul Alex Secăreanu. N-ai încercat nimic. N-ai făcut niciodată nimic pentru mine. Nu mi-ai luat niciodată apărarea în fața ei. În fața Elenei Ceaușescu. Da. Sunt soția ta. Victor, ce-ai făcut? Ce-ai făcut? N-ai lăsat. Mi-ați luat copilul. Cum e să joci totuși un personaj inspirat din fapte reale? Uite, mereu m-am întrebat, cum faceți toată pregătirea asta? E o muncă titanică, să citești, nu știu, te documentezi, te duci în bibliotecă, în cazul în care e cineva în viață care poate să-ți relateze, stai de vorbă cu persoana care poate să-ți relateze, da. Care vrea și care este dispus să retrăiască probabil niște momente. E al doilea personaj care are legătură cu realitatea. Am citit Orizontul Roșii, am încercat așa un pic să găsim o biografie a personajului, deși foarte multe foarte lucruri nu se găseau, pentru că nimeni nu era disponibil să vorbească. Mi-aș fi dorit foarte tare o întâlnire, dar asta era absolut exclusă din orice punct de vedere. Am trăit o asemenea experiență la premiera de la DCEU, filmul făcut de Tudor Giurgiu cu Emilian Oprea în rolul principal, în rolul lui Panait, Cristian Panait, și la finalul premierei de gală a venit o doamnă pe care nu o cunoșteam și a început să plângă. Pentru mine a fost foarte emoționant, pentru că nu putea să-și controleze emoțiile și acum mă emoționez reiterând, de fapt, tot momentul ăla, și mi-a spus, vă mulțumesc pentru film, și n-am înțeles nimic, și apoi mi-au spus că era iubita lui Cristian Panait, fusese iubita lui, cea pe care eu o jucam așa cum am putut, cum am știut. Victor nu vorbea niciodată despre ce făcea. Nu spune tu mie că nu-l făceai din vorb, că ești actriță. Am fost tovarășa academician. În ultimii ani, tot ce am cerut era să-i pese de căsnicia asta. Și dacă și-a trădat țara, atunci să moară. Asta merită. Cum
a început toată povestea cu actoria pentru tine? De ce ai vrut până la urmă să faci actorie? Nu știu, era un trend, era un curent? Ai vrut asta de când erai mică? Nu, multă vreme m-am luptat cu un soi de preconcepție, așa că aveam senzația că toți oamenii știu de mici că vor să facă actori. Dom'le, știam la 5 ani, Nu, n-am știut niciodată. Sunt dintre oamenii care și-au dorit să facă în fiecare an altceva. Am trecut de la jurnalist, la avocat, la pilot de avioane, la poliție. Ai și pilotat? Nu, asta mi-am dorit. Ai mers mai departe, făcând cursuri sau... Nu. Mi-aș dori la un moment dat, poate în viața asta, poate dacă nu în altă viață, dar mi-aș dori asta. Și nu am știut asta. Am dat la facultatea de litere, nu aveam nicio legătură cu domeniul ăsta, am făcut mult sport în copilărie, sport de performanță, de unde am și luat un soi de rigoare din asta și de disciplină pe care le păstrez și în meseria mea, dar nu aveam nicio legătură cu teatru. Mama m-a dus pentru prima dată, eu sunt din Râmnicu Vâlcea, mama m-a dus la un spectacol de Purcărete. Și niciodată nu s-a pus în discuție. Ai mei au zis, domnule, nici nu vrem să discutăm. Când la un moment dat am zis, mi-ar plăcea să fiu actriță, am auzit doar, păi și ce să faci, să mor de foame? Și atunci am mers pe un drum din ăsta bătătorit. Safe. Oareși cum și să-i potolesc anxietățile mamei, care zicea, cum să te faci actriță? Nici nu discutăm. Și după ce te-ai făcut actriță, ce ai zis? Nu a știut nimeni, a fost... Dacă mă întreb, mai degrabă o inconștiență, pentru că eu am spus, dom'le, o să dau anul ăsta, am terminat facultatea de litere, am mers pe drumul pe care mi l-au trasat ai mei, nu mă simțeam bine, era ca o zonă în care nu aveam nevoie de o gură de oxigen, nu simțeam că aparțin locului, nu mă integram sub nicio formă și am dat la teatru fără să știe nimeni. Și cum zice englezul, ignorance is a bliss, așa am și intrat, fără niciun fel de pregătire, dar asta nu înseamnă că e lăudabil, ci pur și simplu ăsta a fost drumul meu în viață. Am ales varianta asta pentru că m-am gândit, dom'le, dacă n-o să intru, n-o să știe nimeni. Prin urmare, dacă nu ai martori când vine vorba de un eșec, este al tău și poți să mergi mai departe. Și, de fapt, era și nevoia mea de a-mi confirma dacă am sau nu talent, nu cred în asta, dar dacă niște oameni mă validează într-un domeniu la care doar visam sau pe care doar mi-l imaginam. Dar de ce spui despre talent? În ce sens nu crezi în asta? Pentru că știu că pare așa o meserie care vine la pachet, era o poveste cu magia din spatele camerelor sau de pe scena de teatru, dar cred că e un meșteșug pe care îl înveți, căruia îi dedici timp, ziceam de expertiză, și cred mai puțin în talent, adică sigur că e foarte important și e un bonus de fapt talentul, e minunat. Dar cred în muncă, cred în nevoia de a te perfecționa, cred în pasiune, cred în ce faci, tot timpul mă intrigă chestia asta, ce faci când nu-ți faci meseria, ce fac oamenii în timpul lor liber, în ce ți investești gândurile, emoțiile, ce faci? Pe mine mă pasionează să văd filme, de exemplu, în continuare. Când nu o să mă mai pasioneze asta, probabil că o să mă las de meserie. Orice fel de filme, adică te uiți la... Orice, încerc pe cât posibil. Încerc să fiu la curent așa cu ce se întâmplă. Mă uit la seriale mult. Mă uit să văd cum fac alți oameni. Și ți se pare vreodată un film prost? Adică există un film prost? Da. Și ai văzut recent vreun film prost despre care poți să ne spui? Nu știu, sunt foarte multe filme proaste. Cred că... Uite, eu, de exemplu, mă uit uneori la filme, mă uit asumat la un film prost, spunându-mi, acum vreau să-mi eliberez complet mintea.
de multe alte lucruri și știind că mă uit în gol și de fapt mintea mea merge cu anumite gânduri pe care are nevoie să le elibereze sau în fine să le și îl vezi până desplice, la capăt? Nu. Asta era o întrebare. Pentru că, da, nici eu nu văd până e de la fapt capăt un moment de care am nevoie exact. Unde să nu mă concentrez foarte mult și să nu fiu atât de tare în, implicată sau în fine să nu ancorez toată energia și toată mintea acolo în film. Asta e modalitatea da. De a face... Da, mă opresc la un moment dat pentru că da. Îmi dau seama că timpul e foarte prețios. Corect. Cred foarte tare. Asta am această frică constantă să nu... De irosire, de fapt, să nu irosesc timp, viață, energie, gânduri în zone în care nu mă simt confortabil și atunci plec rapid de acolo. Spuneam la începutul emisiunii de Big Brother, dar în foarte scurt timp, după o foarte scurtă pauză, le spunem și celor care ne urmăresc de ce am menționat de Big Brother. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat. Am revenit la scenă deschisă și Andreea Vasile este invitata mea de astăzi. Andreea, spuneam despre Big Brother. Poate că mulți dintre cei care se uită și, nu știu, nu te-au văzut poate într-o producție recentă, cred că te recunosc de la participarea de la Big Brother. Cum a fost? De ce te-ai dus? În primul rând, trebuie să spun că s-a întâmplat acum 20 de ani. Da. Aveam 20 de ani. Tot timpul mi-am luat așa detașarea de fapt care vine odată cu timpul, pentru că multă vreme apoi am chestionat decizia mea de a merge acolo. Veneam dintr-o familie în care aveam niște valori care erau foarte clare, dar pentru mine aia a fost gura mea de oxigen despre care vorbeam mai devreme. Eram la o facultate cu care nu eram confortabil, mergeam pe un drum pe care mi-l trasaseră cu cele mai bune intenții și din dragoste absolută și pură părinții mei și simțeam că nu, că trebuie să fac ceva care n-are legătură. Mi-era foarte frică să dau la teatru, nu aveam curaj, nu aveam încredere, nu știam că pot și atunci am făcut ceva ce voi regreta de fapt multă vreme în viața mea și cu care mi-a fost foarte greu să cad la pace, dacă vreți, cu decizia mea de a merge acolo, pentru că mi se părea că eram total scoasă din context. E ceva ce nu aș mai repeta, dar care s-a întâmplat într-o perioadă a vieții mele și mi-a fost foarte greu să înțeleg că, de fapt, a făcut parte din drumul meu. Cred foarte tare că suntem sclavii propriei biografii, dar mai cred că din nevoia noastră de a deveni mai buni, mai deștepți, mai înțelepți, trebuie să ne șlefuim constant și atunci e foarte greu pentru mine să-mi pun această oglindă, dar în același timp detașarea asta pe care mi-o dă timpul îmi zice, dom'le, la 20 de ani mi-am permis să fac o nebunie. Slavă cerului că n-a fost mai târziu și că de fapt a fost o experiență care pe mine m-a învățat să nu mai judec și m-a învățat lucruri despre mine. Le-am învățat foarte rapid, într-un timp foarte scurt, într-o experiență care n-a fost dintre cele mai bune, dar cum altfel înveți despre tine. Și atunci, pentru mine, rămâne un moment în viața mea care a făcut parte din drumul meu. Pentru că altfel ar fi fost foarte greu să gestionez, de fapt, situația asta. Cu câtă înțelegere vine tot ceea ce povestești tu și cu câtă asumare, pentru că asta mi se pare că e în ziua de astăzi, nu știu, uite, un lucru pe care eu îl caut, oamenii care să fie asumați și care să își accepte toate lucrurile, toți avem bune și rele. Uite despre film, știu că îți povesteam și să le spunem și telespectatorilor când am vorbit la telefon în pregătirea emisiunii, despre filmul românesc. Așa cum se împarte lumea în două, îmi place filmul românesc sau nu-mi place filmul românesc? Uite, eu nu sunt în niciuna dintre tabere, drept dovadă că am spus că m-am uitat și la această serie Spy Master și recomand cu mare drag ca cei care ne urmăresc să o vizioneze. Dar îți mărturisesc că am avut foarte mult timp concepții greșite despre filmul românesc. Există în ziua de astăzi aceeași concepție că nu e un film de calitate, că nu poți găsi producții la fel de bune, că nu avem actori la fel de buni, că sunetul este, în fine, bun sau rău? Mi-e teamă să nu fiu, tocmai când iubești ceva foarte mult, ești părtinitor și nu ai detașarea necesară să-l analizezi așa cum trebuie, așa că pot să vă spun doar cum se vede așa de la fereastra mea. Pentru că noi avem niște cineaști extraordinari.
niște oameni care vor fi lăsat moștenire, niște filme extrem de importante. Eu vorbesc despre filmele care mi-au plăcut. Cred că e foarte bine că există, încep să existe filme comerciale, dar cred că e important ca oamenii să vină să vadă și apoi să-și dea cu părerea, pentru că eu cred că trăim în momentul ăsta într-o societate în care avem păreri așa a priori, înainte să vezi ceva. Cred că e importantă discuția după ce vei fi văzut, cu argumente, de ce mi-a plăcut, de ce nu mi-a plăcut. Și să-ți răspund la întrebare, da, eu cred că e important ca oamenii să vină să vadă și apoi să discute ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut. Care este rolul care te-a provocat până acum cel mai mult? E o întrebare foarte clișeistică, dar cred că în egală măsură există... Nu știu, lucruri de care te poți atașa atunci când faci filme sau, nu știu, roluri pe care poate le porți cu tine, porți cu tine un personaj mult timp după sau te transformă atât de tare, că la asta mă refer mai degrabă când spun care te-a provocat, care să te fi măcinat, să te fi transformat, să te fi, nu știu, dus dintr-o stare în alta. Toate. E foarte... Că nu le-ai fi jucat altfel, dacă nu ar fi fost așa. De fapt, caut adevărul tot timpul, în orice personaj. Și atunci, asta e, pentru mine, e și un catalizator, dar e și o presiune foarte mare. Sigur că pot să zic acum, domnule, personajele astea care sunt diametral opuse, de exemplu, în Umbre, unde am jucat un... mă rog, proxenet, fata străzii, foarte greu de descifrat tipul ăsta de personaj. Dar iar am avut oameni lângă mine, am avut pe Bogdan Mirică, pe Igor Kobilianski, care au fost regizorii serialului, alături de care am lucrat, cu care am descifrat tipul ăsta de personaj. Ai jucat în mare parte roluri foarte dure, foarte grele, povești de viață grele, greu de dus. Cred că, uitându-mă la un moment dat în filmele în care ai fost, am spus, nu știu, ai jucat într-un film de comedie vreodată? În Ramon. În Ramon, corect. Da. Într-un film de dragoste? Era o comedie romantică. Ramon, da, o comedie romantică, dar în rest, roluri foarte, foarte, foarte complicate. Tu simțindu-te acum, uite, la o primă întâlnire, o fi atât de sensibilă, de profundă, probabil că este, știi, compensarea de care ai nevoie sau echilibrul în cazul tău. Mie îmi place foarte tare să ies din ce sunt eu și din ce știu eu că sunt, pentru că sunt, spre deosebire de alți actori, sunt foarte rezervat, așa, sunt, de fapt, culmea este că acolo sunt curajoasă, în zona asta de în care eu mă simt confortabil. În viața reală nu sunt deloc un om curajos, ba din potrivă, aș zice, și sunt cu multe frici și vulnerabilități pe care acolo pot să le sublimez în altceva. Că asta e toată bucuria. Ți-ai dori ca fiul tău să facă actorie? Nu. De ce? Sigur nu contează ce îmi doresc eu, dar am zis-o fără niciun fel de filtru, niciun fel de... Așa și fără. De ce? Mi-ar plăcea să, de fapt, refac parcursul părinților voi fiind părinți care sunteți amândoi, da. Și tu și Tudor Giurgiu sunteți amândoi în lumea filmului, adică stau să mă întreb acum ce drum i-ați proiecta, chiar și mental, știi, părinții fac asta, să fim poate onești, că sigur, da, și cu cele mai bune intenții era un film al lui, el oricum va alege singurul drum în viață, dar de ce nu? Cum aș vrea eu să fiu, de fapt, că tot timpul proiectez asta, aș vrea să-i dau suficientă încredere și niște instrumente cu care să plece la drum, în așa fel încât să-și deslușească singur drumul pe care să-l ia, să nu îl arăt eu. Asta ar fi varianta ideală. Într-o variantă mai puțin ideală, cea în care mă aflu, știu exact cu ce te confrunți în meseria asta. Aud și mă amuză foarte tare oamenii care zic, dom'le, dar nu vă e greu să învățați text mult? Sau mai e un mit de ăsta care pe mine mă amuză, oameni care zic, am o fetiță, este minte de rupe, sigur, asta trebuie să facă actriță. Și ne luptăm cu aceste mituri, că noi, de fapt, cred că actorii buni, în aceeași măsură, scriitorii buni, jurnaliștii buni, doctorii buni, caută adevărul în orice fac.
și nu știu să mintă. Sau știu să mintă, dar refuză să facă asta. Pentru că simți imediat când un actor te minte și nu vrei. Și cred că asta fac actorii mari, spun adevărul. În aceeași măsură, să înveți text e cel mai puțin dificil, cel mai simplu lucru din lume, să-ți păstrezi prospețimea, entuziasmul, bucuria aia începutului, cum spuneam asta cu ignorance is bliss, curajul de a încerca, ele toate să nu fie întinate de perioade în care poate nu lucrezi, de lipsa unei industrii care să-ți asigure o continuitate. Eu nu cred deloc în succesul ăsta peste noapte, să fac un film și... One hit wonder, absolut deloc, pentru că e o meserie în care oamenii excepționali au avut o carieră întinsă pe, pe o anumită perioadă de timp. Și e o muncă continuă și constantă. Și este o muncă continuă și constantă. Și cred că îți dorești pentru copilul tău, de fapt, îți dorești ca el să nu-și piardă încrederea, ci să-și o capete. Eu, încrederea în meseria asta e o chestiune foarte volatilă și așa foarte fragilă. Poți să o câștigi și în aceeași măsură poți să o pierzi. Și nu e ceva ce poți să păstrezi așa pe... Sau poate și pentru că noi suntem dintr-o... M-am tot gândit dintr-o generație din asta tributară fricii și a neîncrederii. Părinții noștri tot timpul au pus, sau cel puțin părinții mei, au pus tot timpul semnul egal între încrederea de sine și această aroganță sau tupeu pe care le revedem. Și sunt lucruri total distincte. Încrederea de sine înseamnă, în forma ei pură, cred că înseamnă știu să fac bine un lucru. Aroganța înseamnă știu să fac mai bine decât tine. Și în momentul ăla mă plasez diferit. Dar revenim, cred că e o meserie care nu e deloc simplă și în care trebuie să te lupți și să muncești continuu pentru fiecare bucățică de, așa zis, succes sau de liniște. Și atunci n-aș vrea asta pentru el. I-am zis, uite, poți să te faci arhitect. O meserie la fel de frumoasă. Andreea, mulțumesc tare mult. Uite, a trecut atât de repede timpul pentru emisiune, dar sunt absolut convinsă că vom povesti și cu altă ocazie aici la Scena Deschisă. Mă bucur că te-ai dezvăluit, așa am simțit, și mă bucur că te-am cunoscut dincolo de film, dincolo de marile ecrane sau micile ecrane, acolo unde te observă telespectatorii. Și sincer îți țin pumnii. Știu că poate nu poți să ne spui în ce producție urmează să lucrezi, dar te așteptăm cu ea aici la Digi24. Mulțumesc, e o producție care o să iasă probabil în 2024 și la care o să începem în curând. Am un rol mic, dar m-am bucurat foarte tare pentru că e ceva ce nu am mai făcut până acum și e pentru mine, de fiecare dată când am șansa să fac asta, să fac ceva diferit în meserie, e ca o piatră pe care o pun mai departe. Atunci, clar, că te vom urmări și sunt curioasă despre ce este vorba. Le mulțumim și telespectatorilor. Vă mulțumim dumneavoastră, de fapt, că ați fost alături de noi astăzi la Scena Deschisă. Rămâneți pe Digi24.